Bună ziua. Un site din Norvegia a făcut un test de autonomie la mașini electrice. De ce ne interesează pe noi asta? Pentru că în Norvegia sunt condițiile cât de cât ok, adică vara sunt un 15-20 de grade, nu sunt 40-50 ca la noi. Iarna în Norvegia, într-adevăr, ei nu au făcut în condiții din alea oribile să nu poți să mergi cu mașina, dar este totuși iarnă, sunt minus 15, minus 20 de grade. Din nou, să fim puțin rasiști. Eu, aș, eu tind să am încredere în ce spun niște cercetători sau jurnaliști norvegieni, adică nu cred că au vreun interes să ne mintă sau așa ce e un pic aiurea este că sunt multe modele de mașini în acest test, sunt 32 de mașini, dar multe dintre ele nu sunt încă la noi pe piață. Noi ne putem folosi totuși de această informație pentru a ști în viitor. domne când vor apărea și la noi niște branduri chinezești, vedem, bă, ăștia se vând în Norvegia de nu știu câți ani și uite, au rezultate bune în teste. În Anglia, în Australia, la fel se mai vând diverse mașini chinezești care la noi încă nu au ajuns. Trebuie să ne uităm un pic spre, spre, viitor, da? pentru că la un moment dat probabil o să ajungă și pe la noi și cam asta o să fie viitorul industriei autoromânești. Ce să vă mai spun, vorbim de un test pe range VLTP. vltp ăsta e un standard care a luat a intrat în piață prin 2017, ne promite o acuratețe de 90% și o să vedeți că în acest test a cam ieșit, adică vor fi deviații de un minus 13 plus 13% față de range dat de producător. Nu vorbim aici de cifre absolute, nu vorbim că o mașină cu baterie mai mare și cu range promis mai mare va merge mai mult, da? Normal, că aia de spune că are 100 de kilometri merge mai puțin decât aia de spune că are 500. Pe noi ne interesează cât anume din această autonomie promisă e realizabilă totuși în condiții reale. Ce condiții reale? O să vedeți că s-au plimbat oamenii prin fiorduri, prin munți, prin ce mai au ei pe acolo. Nu e asta important, important e să comparăm o mașină față de alta, da? O să vedem că în partea de sus a clasamentului sunt, bineînțeles, Tesla, că da, ei sunt cu mașini electrice, Mercedes-ul, din ce ne mai interesează pe noi, ce sunt brandurile care se găsesc la noi, și niște mașini chinezești care la noi încă n-au ajuns, Xpeng și MG. MG este un brand cunoscut, a fost al englezilor, au dat faliment, l-au vândut, l-au luat niște chinezi și îl folosesc acum să vândă, mai ales în fostele țări din Imperiul Englez, da, din Commonwealth de acolo, pentru că are un, un nume cunoscut, nu știu cum să vă zic, da? Pe, prin partea de mijloc a clasamentului sunt brandurile normale, Kia, Hyundai, Volkswagen, da, nu a fost nicio problemă, cam cât au spus că scot, cam atât au scos. Iar în partea de jos a clasamentului, la rușinică acolo, ar fi Toyota și Subaru cu acest BZ4X, sau cum zice la mașina aia nouă, electrică lui Toyota. Uh, jeep și niște... Da, dar la Toyota este uh, varianta cu tracțiune pe spate, varianta integrală... A ieșit uh, ok, da. Asta e o diferență. Da, da. Da, da, varianta aia de Subaru a ieșit rău de tot, adică, na, totuși, se vede pe, pe fundul clasamentului, știi, asta, asta era ideea. Așa, da, și niște branduri, niște branduri chinezești, Jack, BYD, știți că am vorbit noi de BYD într-un video trecut, și NIO. Acum, e un pic discutabil, adică dacă tu ai range 700 pe foaie și 500 în viața reală, e cât de cât acceptabil, da, nu e corect că nu e ce scrie, da, ok, dar te poți descurca cu mașina. Dacă tu ai range 150 din care faci doar jumate, e, e posibil să fie puțin mai problematic. Nebunia asta cu mașini electrice cu range-ul, mie mi se pare un pic greșită și cu dimensiunea bateriei, adică gândește-te că tu la o mașină electrică plătești și car degeaba un motor electric mai mare de care poate nu ai nevoie și o baterie electrică mai mare de care poate nu ai nevoie. Un încărcător mai rapid de care poate nu ai nevoie. Da? Tesla se laudă că se încarcă la superchargerele lor cu 300 de, de pe oră. Da, dar asta e valabil numai dacă ai acces la un supercharger sau dacă ai nevoie de el. E posibil ca tu să încarci la priza acasă cu 5 kW, adică nu, nu e nevoie neapărat să car toate lucrurile, să le plătești degeaba veți vedea că pe site-urile de vânzare ale mașinilor noi electrice se pune foarte mare accent pe dotări de siguranță, de confort, minunea tehnicii și așa mai departe, iar pe partea de baterie ne spune, domne avem baterie de 60 de kWh, avem baterie de 100 de kWh, avem încărcare rapidă de 300 de kWh, de 450 de kWh, dar un consum clar, domne, cât consumă în la 100 de kilometri, da, kilowatts la 100 de kilometri, găsim mai greu pe site-urile din România. La Volkswagen am văzut și îi felicităm pe treaba asta, dar ne scrie ca la o mașină normală. La mașina normală, dacă intri să cauți într-un configurator la Volkswagen, îmi spune, această mașină consumă atâția litri la 100 de kilometri. Bineînțeles, consumul mediu dat în VLTP, mă rog, standardizat, nu contează. La mașini electrice, ne spune la fel, această mașină consumă atâția kilowatts pe 100 de kilometri mi s-a părut o treabă foarte, 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 foarte ok. La aceste teste o să vedem că ei au tot repetat testul cam de prin 2019, au făcut și vara și iarna, putem să vedem și o evoluție cam de la an la an, când au mai făcut cât un facelift tehnic la o mașină, când au mai apărut o variantă nouă, putem să vedem evoluția lor dacă s-au îmbunătățit, dacă au renunțat, ne-ar trebui totuși un cineva documentat bine pe partea de mașini electrice ca să ne spună, domne, au schimbat tehnica de motor, au schimbat tehnica bateriilor, pentru că vedeți că bateriile sunt în continuă evoluție. Unele sunt mai ok pe partea de densitate, de putere, adică la 100 de kg de baterii avem atâta kWh din ele, altele sunt mai ok pe încărcare, adică se încarcă mai rapid, sau sunt degradate mai puțin dacă le încărcăm rapid, altele sunt mai ok pe partea de longevitate, adică tu știi că vei ține o mașină 10 ani, ia-ți una cu baterii care nu se degradează în timp. Știi că o vei încărca tot timpul rapid, ia una care rezistă, la care bateriile rezistă la încărcare rapidă. Știi că te interesează foarte mult range-ul, ia una la care țin bateriile mai mult pe, pe range, îți oferă o autonomie cât mai mare pentru treaba asta. Deși eu nu înțeleg auto, nevoia asta de autonomie la mașină electrică pentru că dacă tu faci uh, un drum pe an cu familia într-o vacanță, e posibil să fie mai ok să o faci totuși cu o mașină termică convențională. Uh, discutam cu Marian că ar fi mai ok să avem o mașină electrică mică de oraș cu care să mergem toată ziua pentru nevoile zilnice de deplasare, da, duci copiii la școală, te duci tu la serviciu, te duci la cumpărături, e posibil să nu ai nevoie tot timpul de, de o autonomie foarte mare. Atunci când ai nevoie o dată pe an să pleci într-un concediu să faci 2 3000 de kilometri, îi faci cu o mașină termică convențională care nu costă foarte mult și e posibil să fie mai ok așa decât să fii nevoit să plătești foarte mulți bani pe mașină electrică mai mare, cu range mai mare, cu mai multă putere și așa mai departe. Să cumperi una electrică scumpă, pe care să o folosești mare. ca o electrică ieftină 90% din timp, da. mai bine faci un compromis, îți iei o electrică ieftină adică mică. Ca o concluzie, o Dacia spring da, o și... o Dacia spring de oraș și de dus la piață și la școală și așa mai departe, și o mașină termică, adică fosta ta mașină termică, cum ar veni, da. nu mai vinzi când vrei să-ți să iei o mașină electrică nu o mai vinzi, o păstrezi oricum, ai și o siguranță în caz că mașina electrică se strică sau, doamne frate, te lovește cineva, dar oricum ai un avantaj să ai două mașini, bineînțeles, asta nu se poate la într-un oraș aglomerat în care nu-ți locuri de parcare, costă parcarea mai mult decât mașina, da, pentru că o să vedem că și la noi cam într-acolo ne îndreptăm. Ne cumpărăm un apartament și după aia când ne dăm seama că avem nevoie de două locuri de parcare, e posibil ca cele două locuri de parcare să coste cât apartamentul sau mai mult. Sau să fim nevoiți să cumpărăm locuri de parcare la alt bloc. Că am auzit uh, situații de genul ăsta. Uh, oamenii nu și-au luat locuri de parcare când și-au cumpărat apartamentul, și-au dat seama că au nevoie de ele. Dar atunci când au vrut să cumpere locurile de parcare, nu mai erau disponibile la ei acolo. Și-au cumpărat la trei blocuri mai încolo. Ceea ce mi se pare foarte foarte ciudat să, să-ți cumperi un loc de parcare, dacă tot îl cumperi, deci nu vorbim că prinzi de la primărie să-l închiriezi, da, ok, l-ai prins la două străzi mai încolo, asta e, te duci până acolo. Da, să cumperi un loc de parcare într-un bloc unde nu stai, mi se pare foarte, foarte ciudat. Da, asta e, asta este un cotru ne îndreptăm și vremurile moderne în care trăim. Da, în concluzie, vedeți și voi cum e stilul vostru de conducere, stilul vostru de utilizare. Încercați să strângeți niște date înainte, pentru că așa poate ți, -ți se pare, a, domnule, eu merg toată ziua cu mașina. Ia, ia și notează cât anume mergi cu mașina, în cât timp termin tu, să zic, un plin de combustibil. Eu, mergând de mult timp cu mașini pe gaz, fac plinul, resetez acel trip meter, acel kilometraj mic și văd cât fac cu un plin. Eu am constatat că fac undeva un 60, 70, 80 de km pe zi în Craiova, ceea ce, na, Craiova e un oraș ok ca mărime, nu e București, nu e nici un oraș mic, dar încercați și voi, faceți calculul ăsta, resetați-vă consumul, consumul și trimiterul ăla la mașină să vedeți L am câți kilometri faceți voi zi de zi, dacă ați avea nevoie de o electrică, dacă ați avea nevoie de o electrică cu range mai mare, ce faceți toată ziua cu mașina aia dacă aveți ceva de cărat constant în fiecare zi sau dacă v-ați descurcat totuși cu o mașină mai mică. Spuneți -mi în comentarii dacă credeți că ați avea unde să încărcați o mașină electrică pentru că na, nu stăm toți la casă, nu stăm toți la casă unde avem și acces la un loc de parcare, să putem tragem curent și așa. Că ați văzut, sunt multe case, mai ales de genul celor vechi, care nu au acces cu mașina în curte sau nu au loc de parcare pe stradă, exact în fața casei lor. Degeaba stai la casă dacă tu parchezi la 200 de metri mai încolo, ca nu să tragi pe sub pământ curentul din casă până la mașină stațiile de încărcare publice, vedeți că nu sunt întotdeauna acolo, da? Știți că a fost nebunia aia la început cu electricele, domne, încărcăm gratis la supermarket, la un moment dat n-a mai fost gratis la supermarket sau acolo unde a fost gratis la supermarket nu a fost compatibil cu mașina ta sau a avut o eroare, s-a întâmplat ceva. lucrurile ăștia sunt normale, e o piață emergentă, se vor rezolva pe parcurs, da? Nici benzinării nu au fost dintotdeauna din metru în metru cum sunt acum, nici combustibilii toți nu au fost buni și nu au fost disponibili ce aveai tu nevoie la fiecare benzinărie. Eu știu de la gaz, da, nu toate benzinăriile au gaz. E posibil să trebuiască să te chinui un pic să faci rost de o benzinărie cu gaz. La gaz e vorba de câțiva zeci de kilometri, la electric e posibil să fie vorba de sute, da, deocamdată. Dar în viitor se vor rezolva. La revedere!